Nicolae este sfântul care aduce iarna și stă la masă cu Părintele Ceresc. Puțini sfinți au fost atât de iubiți și puțini sunt atât de importanți și în prezent. În continuare, vă vom prezenta despre cum s-a născut Moș Nicolae, cu ale sale cadouri simple și despre diversele obiceiuri din Europa, cum l-au primit și l-au adaptat românii pe sfântul celebru pentru generozitatea sa. Ierarhul Nicolae este printre cei mai iubiți sfinți în România, iar tradiția spune că apare pe un cal alb, păzește soarele și îi apără pe corăbieri și pe soldați. Este și ocrotitor al familiei. Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica pe 6 decembrie, dintre care peste 500.000 de bărbați și aproape 300.000 de femei. La români, Moș Nicolae s-a instalat mai întâi în mediul urban și foarte târziu în cel rural. S-a destins drept moș justițiar care îi ajută pe părinți și pe dascăl să le facă educație copiilor, dovadă fiind și emblema sa, nuielușa. Sfântul Nicolae s-a născut în localitatea Patara. În anul 280 a trecut la cele veșnice în anul 343. Este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al călătorilor, al fetelor nemăritate și al mireselor și, în mod special, al copiilor. Pe toate păcatele pe care omul le poate săvârși sunt în afara trupului și sunt mai ușor de învins, păcatul acesta este mai greu, pentru că se face în trup, care este templul al Duhului Sfânt, și se pierde Duhul Sfânt, iar Îngerul Păzitor se supără și își înmoaie glasul și nu mai are atâta putere în conștiința ta să spună ce ai de făcut. De aceea, nu este un păcat de moarte, dar trebuie să ne venim în fire și să nu rămânem acolo. Și să punem rămășac, să punem voință puternică să nu mai fie și să fim cu adevărat frumoși pentru Dumnezeu. I se atribuie mai multe minuni. Una dintre cele mai celebre legende despre viața sfântului spune că acesta i-a dat unui om 3 pungi cu galbeni, ca să aibă fetele lui zestre să se poată căsători. Se spune că sfântul, aflându-le durerea, le-a aruncat fiecăreia pe geam într-o noapte câte un săculeț de bani, care a căzut fie în ciorapii puși la uscat, fie în ghete. Tradiția populară spune că, în comparație cu alți sfinți creștini, Moș Nicolae are mare trecere pe lângă Dumnezeu. Când se deschide cerul la miezul nopții de Crăciun, el ar fi văzut stând la masa împărătească chiar lângă Dumnezeu. Una dintre legendele bizare este legată de statutul lui de patron al corăbienilor, fiindcă se spune că în Sfântul Nicolae salvează oamenii pe care Maica Domnului ar vrea să-i nece. Astfel, în unele legende și credințe, Sfântul Nicolae, patron al corăbierilor, salvează oamenii de la înec. A scris Ion Ghinoiu, relatează hotnews.ro.